Sindicaliștii din administrație, dar nu numai ei, sunt nemulțumiți de faptul că există discrepanțe enorme în sistemul de salarizare și inechități, în sensul că la muncă egală și aceeași responsabilitate se acordă lefuri diferite. Nu este o noutate că în teritoriu salariile sunt extrem de mici, în timp ce funcționarii din capitală încasează sume de zeci de ori mai mari. De ce pentru unii sunt bani și pentru alții nu, se întreabă pe bună dreptate slujba și de la. A stat. Sindicaliștii cer adoptarea unui raport de 1 la 15 între salariul minim și cel maxim din sistem, în condițiile în care acum el este de 1 la 60 sau chiar mai mult. Problema cea mai importantă cu care ne confruntăm noi, mișcarea sindicală din sistemul bugetar, este aplicarea legii salarizării unitare. Sunt aproape 12 ani de când o lege nu poate să intre în aplicare, fapt care bulfestează întreg sistemul. Este un haos de nedescris în sistemul administrației publice, la ora actuală, pentru că salarizarea este extraordinar de de diferențiată pe aceleași posturi cu aceleași răspundere atât la personal contractual cât și la funcționarii publici. Ce aș putea să spun, astăzi e ședință de guvern, guvernul are în discuție legea salarizării o altă, nouă, nu știu care. În condițiile în care varianta adoptată de executiv nu va mulțumi măcar în parte doleanțele angajaților, sindicaliștii din administrație iau în calcul boicotarea alegerilor din această vară. Noi, federațiile din administrație, la nivel național, suntem porniți și se discută la ora actuală chiar și posibilitatea de a boicota alegerile care vor urma, atât locale cât și cele parlamentare. Noi dorim dialog, suntem deschiși, dar nu cu un dialog surd, în care suntem duși pe alte căi, când se poate inclusiv aplica reforma administrației, când se poate aplica legea salarizării, dar nu spune nimeni că nu sunt bani. Doar atât afirmă, nu demonstrează ceea ce noi știm că sunt bani. Pe o perioadă de 4-5 ani se poate aplica o lege. Uh decentă în care salarizarea să fie și sistemul bugetar să fie așezat acolo unde este locul, iar sistemul privat, după aia și partea de buget de, de, dedicată dezvoltării să fie aplicată. Pentru asta avem nevoie de responsabilitate din partea Guvernului și a întregii clase politice din România. Astăzi pe masa Guvernului s-au aflat două proiecte ale legii salarizării unitare. Executivul a anunțat că problema salarizării bugetarilor va fi rezolvată printr-o ordonanță de urgență care va corecta disfuncția personalitățile apărute pe fondul creșterii salariului minim și a comprimării în jumătatea inferioară a grilei de salarizare. De asemenea, se vorbește și de proiectul de lege multianual aplicabil din 2018.